Salutare, eu sunt Mihai de la Motorvlog TV și astăzi mă adresez celor care s-au săturat de mijloacele de transport sofisticate și pretențioase și caută ceva mai simplu, ceva mai cu picioarele pe pământ. Calul este un animal inventat de Dumnezeu, un mamifer erbivor copitat care a fost domesticit cu 4000 de ani înainte ca Dumnezeu însuși să coboară pe pământ și să călărească un Africanus Equus Asinus, adică un semical care astăzi se numește măgar. Calul este un animal folosit în special la agrement, dar care încă mai este util și la treburile gospodărești, dar odată cu progresul tehnologic, el devine o soluție tot mai viabilă față de mijloacele de transport convenționale. Dar haideți să dăm o tură în jurul calului, să vedem de ce este calul o soluție pentru viitor. Știu că designul este subiectiv, dar calul este unul dintre cele mai frumoase animale de pe pământ, alături de tigri și rațe, și nicio mașină nu se poate compara cu grația unui cal. În partea din față, calul prezintă un cap alungit cu două urechi, doi ochi, două nări și o singură gură. Calul este animalul terestru cu cei mai mari ochi dintre toate mamiferele și are un unghi de vedere de peste 350 de grade datorită poziționărilor. Totodată, calul are o vedere foarte bună și noaptea. Calul are un balans și un echilibru foarte bun, în mare parte datorită auzului său foarte fin și a urechilor care se pot roti cu până la 180 de grade. Totuși, auzul său este foarte sensibil și nu este indicat să dați muzica în cal mai tare de 21 de decibeli. Profilul calului este unul foarte zvelt și foarte musculos. Ampatamentul nu este nici foarte scurt, nici foarte lung. Observăm însă console scurte atât pe puntea spate cât și pe puntea față. Da, gâtul și capul calului atârnă puțin peste axul față, ceea ce înseamnă că el va subvira în virajele mai strânse dacă nu adaptăm corect viteza. În spate avem două pulpe foarte musculoase care se ocupă cu propulsia calului și o coadă foarte lungă care are rol de stergător de muște, dar și să acopere cumva niște părți ale calului mai puțin estetice. Nu vă recomandăm să încercați să introduceți bagaje în cal. Acesta poate fi accesorizat opțional cu niște desăgi laterale care pot servi acestui scop. Poziția în cal este foarte bună. După cum vedeți, eu sunt destul de înalt, dar am suficient spațiu atât la cap cât și la genunchi. Vizibilitatea de jur împrejur este extraordinară, văd foarte bine și în spate și în lateral, iar în față pot observa foarte ușor botul calului, ceea ce este foarte util atunci când încerci să-l parchezi în locuri mai strâmte. În spate mai e loc de încă o persoană, iar capacitatea lui de tractare îți permite să atașezi o remorcă cu care să-ți cari motocicleta sau ATV-ul sau skijetul atunci când vrei să pleci în vacanță cu calul. Dacă argumentele noastre v-au făcut curioși, noi vă invităm să testați un cal și să vă convingeți singur, chiar aici la Equestria. Eu sunt Mihai, el este Gulliver, mă înclin și vă mulțumesc pentru atenție. Bravo băiatul! Bravo băiatul!